Polițiștii de investigații economice din cadrul IPJ Maramureș, sprijiniți de către mascați, au descins la sediul primăriei din Șieu, dar și la domiciliile angajaților, inclusiv la cel al Protesei Primar, care ar fi jucat banii pentru căldură la Păcănele. Polițiștii au ridicat mai multe documente în care angajații primăriei sunt suspectați că au deturnat fonduri publice. Urmarea articolului de presă privind mai multe descinderi desfășurate la o instituție din comuna Șieu, vă comunicăm faptul că datele se vor comunica la sfârșitul activităților procedurale, transmite IPJ Maramureș. Pe surse, conform celor de la Antena 3, localnicii din Șieu spun că primărița, care este și preoteasă, ar fi jucat ajutoarele de încălzire la Păcănele împreună cu soțul ei, preotul din sat. Primărița are în declarația de avere venituri de peste 80.000 de lei obținute din jocurile de noroc. Polițiștii au făcut descinderi la primărie cât și la casa parohială și au ridicat mai multe documente pentru a confirma dacă angajații au deturnat fondurile europene. Se suspectează că de mai multe săptămâni s-ar fi întocmit acte ca oamenii să primească ajutoare de încălzire, însă banii nu ar mai fi ajuns la cetățeni, potrivit Antena 3.ro, relatează mesajul.ro.